Doamnă primar, ne aflăm aici chiar pe șantierul unde se ridică noua grădiniță din Ioan Corvin. Spuneți-ne câteva amănunte despre această nouă construcție. Mi-am dorit foarte mult să construiesc în Ion Corvin o grădiniță. Încă din mandatul 2004-2008 am încercat acest lucru lucrând la un proiect. Când electoratul m-a investit din nou în funcția de primar, am făcut toate demersurile și tot ce mi-a stat în putință să beneficiez de fondurile acestea de la Ministerul Învățământului pentru construirea unei grădinițe noi în Ion Corvin. Sunt foarte fericită că pot să construiesc această grădiniță. Sper ca oamenii să-mi dea girul pentru încă un mandat, să-mi duc toate proiectele, că am muncit la foarte multe proiecte și aș vrea să le pun în operă pe toate. Proiectele astea prin Ministerul Învățământului sunt foarte frumoase, cu spații de joacă, cu terenuri de joacă. Grădinița noastră are două săli de clasă, bineînțeles cu cabinet medical, cu cancelarie. Va arăta foarte frumos, deci este cu două săli de clasă grădinița noastră, pentru 40 de copii. Ne aflăm unde ar fi trebuit să fie interiorul școlii din Viile. Spuneți-ne ce se întâmplă aici acum. Din vara aceasta am intrat cu școala Viile în reabilitare. A fost foarte greu aia procedura de achiziție. 2 ani am stat pe SEAP cu lucrarea și nu o lua nimeni din cauza că fondurile, ci că erau prea puține. Perioada 2004-2008 am reabilitat-o eu și atunci, mai puțin acoperișul, și o făcusem destul de frumoasă, cu lambriuri, cu parchet, cu gresie, cu... Am făcut toaletele, n-am putut să le fac în interior, că n-aveam o sală. Acum, în proiectul acesta, ne lipsim de o sală de curs și o facem că trebuie toaletele în interior. A fost necesară intrarea în reabilitare datorită acoperișului. Acoperiș care era foarte vechi, din 63. Să iasă o școală, așa cum v-am zis, am intrat eu în 69 într-o școală frumoasă, la fel îmi doresc și o să fie, din proiect și din pozele și desenele proiectantului, școala va arata foarte bine, foarte frumos. Când estimați, când ar fi termenul de execuție? Termenul de execuție este în mai 2021. Câți copii vor beneficia de această școală? 140 de copii. Avem aici un 8, școală gimnazială, un 8. V-am zis că sunt învățătoare și am pus creionul, cum se spune, în mână multor copii, multor generații. Și sunt mândră când copiii cărora le-am fost învățătoare sunt asistenți medicali, sunt preoți, deci chiar sunt bucuroasă că și fericită. Ne aflăm așadar în satul Viile, lângă noua sală de sport, pe care înțeleg că ați terminat-o de curând. Spuneți-ne câteva cuvinte despre acest proiect. Ca și celelalte grădiniță, școală, mi-am dorit ca și comuna mea să aibă o sală de sport. Îmi doresc în fiecare sat, comuna mea are 5 sate și poate oamenii, majoritatea, cei care mă cunosc și mă iubesc, mă vor vota ca eu să-mi duc la bun sfârșit proiectele și toate ideile mele bune pentru copiilor. Mi-am dorit această sală de sport, cum spuneam. Am reușit să punem în curtea aceasta și niște pavele ca să fie frumos. Momentan, pentru că cu școala sunt în reabilitare,
am transformat sala de sport în două săli de clasă. Am împărțit-o cu un perete despărțitor provizoriu în două săli de clasă și copiii mici își vor, clasele 1-4 își vor desfășura orele aici, până când școala mare va fi finalizată. Doamna primar, ne aflăm aici chiar lângă dispensar, care am înțeles că urmează să cunoască lucrări de renovare. Ne puteți spune despre ce este vorba? Așa cum am zis și mai devreme, am mai multe proiecte pe PNDL, 5 proiecte aprobate pe PNDL 2. Unul dintre acestea este dispensarul, intrăm și cu el în reabilitare, a avut loc licitația. Ne extindem cu încă un cabinet aici în locul în care stăm, încă un cabinet medical și o sală de tratamente și o sală de așteptare, bineînțeles cu centrală termică, cu camera necesară centralei termice, cu o sală de așteptare mai mare. El are 8 luni de zile perioada de construcție, de reabilitare. Are o valoare de aproape 6 miliarde. Mi-am dorit ca în acești 4 ani să pot și realiza ele să fie finalizate. Avem aici lucrări la infrastructura rutieră. Spuneți-ne despre ce este vorba în acest proiect. Proiectul acesta este un proiect mai vechi, tot al meu, din perioada 2007-2008. El a rămas nefinalizat și cum s-a întâmplat ca tot eu să finalizez după mulți ani, să finalizez pentru că altfel nu se putea. Este un proiect pe PNDL 1. Am avut atunci două proiecte mari, acesta de împietruire drumuri de pământ în comuna Ion Corvin cu tratament dublu bituminos. Nu s-au finalizat de către primarul care a fost după mine. A rămas în stadiul și unul și altul, au rămas nefinalizate ambele proiecte. Am avut în zona inundabilă la Viile poduri, podețe și punți pietonale în zona inundabilă, în localitatea Viile, a rămas nefinalizat și acesta cu drumurile. Mai sunt două drumuri aici, în Ion Corvin, acesta care are aproape 2 km. Și încă o bucată de drum de vreo 400 de metri tot în Ion Corvin. Sperăm ca până la 31, când este data finală a acestor fonduri, să finalizăm și noi, că sunt două drumuri, practic, să finalizăm proiectul. Acum se lucrează la împietruirea acestor două drumuri. Tratamentul dublu bituminos înseamnă, de fapt, aproape asfalt. Câte gospodării vor beneficia de acest... Păi vor beneficia vreo 20 de gospodării.